22 decembrie 1989 este ziua în care România a scăpat de dictatura ceaușistă și ziua în care democrația ar fi trebuit să schimbe mentalitatea oamenilor. Au trecut 22 de ani din ziua în care soții Ceaușescu au ieșit din viața românilor, huiduiți și alungați de cei care au avut curajul să iasă în stradă și să-și dea viața pentru libertatea țării. Suntem astăzi aici, mai ales pentru a aduce aminte de cei ce au plecat atunci dintre noi, dintre ei numărându-se și vâlcenii ai noștri. Suntem aici pentru a rememora sacrificiul lor, făcut în speranța unui viitor mai bun pentru ei și mai ales pentru copiii lor. În acești 22 de ani, poate că lucrurile nu au mers întotdeauna acum cum s-a sperat în decembrie 1989. Poate că alții căi ar fi fost mai bune, poate că alți oameni ar fi fost mai potriviți. Un lucru este însă cert. Atunci românii și-au depășit toate temerile și au ieșit în stradă pentru libertate și democrație. Iar astăzi avem posibilitatea de a învăța din greșelile trecutului și de a ne căuta singur drumul cel mai bun. Pentru acest lucru, în primul rând trebuie să le mulțumim acelor oameni, prea mulți din păcate, care acum 22 de ani au devenit martirii Revoluției Române. Dumnezeu să-i odihnească! Se împlinesc astăzi 22 de ani de când fiii cei mai curajoși ai României au deschis drumul țării spre libertate și progres. Această victorie strălucită a fost obținută cu prețul unor mari pierderi de vieți omenești, mai ales din rândul tinerilor, a căror sete de libertate i-a scos în stradă, înfruntând frica și gloanțele cu o bărbăție exemplară. Dintre toate revoluțiile care au avut loc pe pământul românesc, eroica mișcare revoluționară din decembrie 1989 a înscris cea mai luminoasă pagină în cartea de istoria românilor.